24 februarie 2024, februarie suntem, într-o zi de sâmbătă, o zi în care nu fac nimic, las un pic albinele în voia lor să-și organizeze ele treaba. Au mult de lucru în această perioadă. Își aduc și un pic de polen. Dar ce vreau eu să menționez? Probabil ați văzut acum pe YouTube, așa cum urmăresc și eu, diferite persoane, că anumite stupini se dezvoltă mai rapid, altele mai încet, în unele se dau turte și în alte stupini nu se dau turte. Și totuși dezvoltarea este destul de bună. Acum, mai este o problemă. Dacă ați copiat, de exemplu, un apicultor, să zicem, ați luat o anumită turtă pe care o promovează și acest apicultor, oricare de pe YouTube nu contează, și ați folosit și ați observat că la dumneavoastră parcă nu este aceeași dezvoltare ca și acolo. Dar de ce se întâmplă acest lucru? În ultimii 3 ani am studiat anumite aspecte a nutriției albinelor și încerc să cuprind cât mai mult din acest aspect. Și ce am observat eu este că eu mă aflu în interiorul Arcului Carpatic și în urmă cu câțiva ani, este o zonă mai de câmpie, așa, nu am dealuri în zonă, o depresiune mai bine zis. Aici a fost agricultura destul de intensă practicată și s-a folosit mult, mult, multe substanțe chimice care se dădeau pe sol, iar aceste substanțe au omorât bacteriile din sol. Acele bacterii au posibilitatea de a dizolva anumite minerale pe care plantele le absorbe. Dar, omorând acele bacterii din sol, mineralele n-au mai fost dizolvate și n-au mai putut fi absorbite de diferite plante. Să spunem că avem o simplă păpădie și această păpădie, acum 20 de ani, 30 de ani, absorbea din sol tot felul de minerale care erau descompuse de bacterii. Dar acum acest lucru nu se mai întâmplă, fiindcă acele bacterii au fost omorâte și mineralele n-au mai fost dizolvate pentru ca păpădia, de exemplu, să le absoarbă. Și astfel, polenul din păpădie va fi mai sărac. Acest lucru este valabil la toate plantele din zona respectivă, fiind ea salcie, fiind orice floricică, nu contează. Atunci reușești să aduci un aport a unei colonii de albine prin hrana pe care o dai deasupra și aici intervin mineralele date, care au nevoie de aminoacizi, iar acești aminoacizi trebuie să îi cumperi de undeva. Bun, și atunci faci această turtă în care tu consideri că ai cam tot ce trebuie, cu toate că probabil câteva elemente se regăsesc în zona ta, acelea nu ai avea nevoie de ele, dar nu știi care sunt. Ar trebui să faci un studiu complex pentru acest lucru. Iar dacă tu ai cumpărat o anumită turtă de la o anumită marcă și acea turtă nu are elementele care tu ai lipsă, să zic, în acea zonă, dacă ție îți lipsesc, dacă tu nu ai acele substanțe, atunci dezvoltarea coloniei este un pic diferită.
Deci asta ar explica un pic problema nutriției, așa că nu are relevanță dacă o anumită stupină într-o anumită zonă, doar fiindcă un apicultor s-ar ambiționa, să zicem, că nu-i dă o anumită hrană albinei. Aceasta ar fi, să zicem așa, o problemă. Deci, pentru momentul în care vei înțelege acest lucru, vei reuși să gestionezi un pic diferit hrana albinelor. Aici foarte bine aduc polen. Nu știu dacă din moment în care eu am albine, adică din 2013 am avut în februarie atâta polen la această dată. Dar ce putem noi face să dezvoltăm albinele? Putem încerca mai multe turte. Problema este că dacă încerci mai multe turte, nu o să știi în anul respectiv care turtă a dat rezultate la mine. Fiindcă dacă eu voi cumpăra o turtă anul acesta, voi merge pe un singur brand, nu o să cumpăr mai multe. Așa că atunci ce voi face? Văd că anul ăsta n-a mers turtă. N-a mers acea turtă. Nu s-a dezvoltat cum am vrut eu, nu s-a umplut lada cu albine. Și atunci am auzit și cazuri unde apicultorul a dat o anumită turtă albinelor și din potrivă, colonia s-a decimat în loc să crească. Se întâmplă și acest lucru fiindcă acea turtă n-a avut deloc mineralele și vitaminele necesare zonei respective. Bun, cam atâta pe ziua de azi. Sper că ați înțeles cum stă treaba cu această hrănire, cu turte, cu vitamine, cu siropuri. O să dureze foarte mult timp pentru a acoperi tot ce credeți că vă lipsesc, iar dacă ați nimerit, este un los câștigător, fiindcă veți ști pentru mulți ani de acum încolo cu ce să hrăniți albinele în zona dumneavoastră. Până data viitoare, numai bine!